Începem? Ok. Colegi, eu, așa cum am promis, vă încep mai întâi cu un banc și după asta intrăm în detalii. Știți, de ce am încep cu bancul? Pentru că eu când am auzit, spunem așa, ce s-au declarat, mi-au spus colegii ce s-au declarat în conferința de presă de vineri, deodată mi-a venit o asociere cu mai multe bancuri, n-am să le povestesc chiar toate, dar să încep cu unul din Odessa. Deci, ați auzit, Moișa în loterie a câștigat 1 milion. Ei, în primul rând, nu Moișa, dar Ilan. Tra doilea rând, nu 1 milion, dar 1 miliard. Tra treilea rând, nu în loterie, dar în bancă. Și tra patrulea rând, nu au câștigat, dar au furat. Cam asta e, spunem așa, chintesența la ce se întâmplă. Eu l-am parafrazat, bancul le-a sunat altfel, dar eu l-am parafrazat ca lumea să înțeleagă. Deci, pentru, dacă vorbim deja mai serios, cred că toată lumea a înțeles că ei nu au de gând să livreze și nu au capacitate să livreze de la 1 decembrie gaz nimănui. Deci, cu toate declarațiile care s-au făcut după atâtea vânzoleală pe presă, nicio cerere de schimbare a furnizorului care presupune, deci, un pas obligatoriu, necesar pentru a începe livrarea de gazului, chestia asta nu s-a făcut. Respectiv, ceea ce se lansează, sunt în continuare știri, sunt în continuare zvon mediatic, sau, da, zgomot mediatic, dar gaz cum l-a fost, așa și n-a zis. Acum, partea bună în toată istoria asta, că ei, între timp, câte o leacă, să vede cum și-a putea citi legislația. Câte o leacă, nu știu ce o înțeles și nu o înțeles, o parte, dar ceva, de-am rădâns și începe a ajunge, câte o leacă. Și, deja, cât o citit legislația, am înțeles că, așa cum am spus eu de la bun început, piața liberă, asta nu e sălbătășiune, nu e junglă, nu faci cine și vrei. Piața liberă există anumite reguli și regulile astea trebuie să ții, deci regulile astea trebuie să le respecti. Și una din regulile astea este că nu poți livra gaz într-o anumită regiune să discriminezi consumatorii. Chiar că în regiunea cutare noi livrăm gaz, în altă regiune nu livrăm. Asta e ca la magazin, vă închipuiți un magazin care vinde, nu știu, pâine și anunță că ia câte vând pâine socială sau de care pâine cu 10 lei și vine un consumator și spune că dacă lui ăsta nu-i dau, că el are ochii albaștri, dar la așa de atât care ochi cafenii sau nu știu de care, îi dau. Nu există așa ceva. Ați văzut așa magazin? Așa magazine nu există și din cauza asta nici pe piața gazilor așa ceva nu este posibil. Ori, dacă îți asumi să livrezi, atunci trebuie să livrezi la toți consumatorii și nu ai cum să-i discriminezi, ori dacă nu ai de gând să livrezi, atunci nu livrezi și nu vei gălăgi degeaba. Acum, încă un moment la care am vrut să mă refer este că pe piața gazilor există instituții care responsabile, care vighează ca aceste reguli să fie respectate. Și aceste instituții își vor face treaba. Și chiar dacă nu se va, deci știți cum, pe mine și personal și eu cred că toată societatea, bulversarea asta care se creează, mă deranjează nu atâta faptul că ei nu livrează, deranjează faptul că ei pur și simplu induc în eroare și speculează cu o licență la gaze, speculează, generează știri și generează tot felul de, pur și simplu mint oamenii, induc oamenii în eroare. Și dacă este nevoie ca noi în sensul ăsta să intervenim, să modificăm și să toți participanții la piață să-i punem în niște reguli mai clare, inclusiv pe condiții de licență, etc., înseamnă că noi asta o vom face. Dar, deocamdată, repet, gaz cum nu a fost, așa și nu-i și nici nu va fi. Acum, dacă să vorbim despre care sunt principalele mesaje contradictorii sau bulversările care se creează. Pe de-o parte, nouă ne spune că Ilan Șor s-a înțeles cu Federația Rusă, cu Putin, că ia ca s-a înțeles că și gaz ieftin.
Pe de altă parte, noi ne spune că nu, gazul ăsta nu rusesc. Gazul ăsta e de pe piața internațională, noi l-am procurat și nu știu unde îl stochează o companie turcească. Ok, dar compania turcească, dacă îl stochează, nu știu pe unde, pentru și vă un contract cu ucrainenii, cu storage din Ucraina. Nu e clar. Pe de o parte, noi ne spune gazul a să fie cu 10 lei, cu TVA, la toți consumatorii. Deam gata, deam 11 lei și fără TVA. Spus că și la toți consumatorii, amudeam, spornește de la instituțiile publice. Eu vreau să spun că la instituțiile publice procedura e încă și mai complicată. Deci ei au spus că de la 1 decembrie nu livrează la consumatorii casnici, că acolo e ceva complicat, că acolo ceva trebuie de testat niște proceduri. Eu vreau să vă spun că și ei care au avut de livrat, nu trebuie să testeze nimic, îi deam livrează, procedurile au trecut și nu e nevoie de inventat nimic. Pentru instituțiile publice, mai cu seamă, este și mai complicat. Pentru că o instituție publică, ca să iasă de pe piața reglementată, trebuie să facă, să treacă prin proceduri competitive de achiziții. Deci ei trebuie să lanseze proceduri de achiziții, nu știu, tender sau cum se numește baza cei de date, deci procedural ei nu reușesc nici până la 1 ianuarie să livreze gaze la instituțiile publice. Deci, dacă noi vorbim despre instituții publice, cel mai probabil, că nu cel mai probabil, că eu sunt sigur că nici până la 1 ianuarie nu reușesc să încheie contract și livreze gază, și dacă nu reușesc până la 1 ianuarie, înseamnă că tot anul viitor nu o să livreze gază la instituții publice. Dar dacă eu spun că consumatorii casnici îs după instituții publice, nu e că am aproximativ, ne imaginăm care este orizontul de timp. 2024 nu reușesc, 2025 instituții publici, consumatorii casnici, nu știu, 2026 poate azi de. Deci, asta este realitatea, astea sunt procedurile, asta este legislația și așa cum am spus, există instituții care monitorizează să asigure respectarea acestei legislații. Deci nu poate fiecare om care pur și simplu a auzit ieri că s-a înțeles șor cu Putin, să vină și să înceapă livra gaz. Știri poate să livreze, ca știri ei livrează, la asta e special. Dar la livrat gaz aici e o leacă mai complicat. Cu asta aș fi vrut să finalizez, să spunem așa, partea de explicare a tot ce se întâmplă și ce urmează, dar așa cum am spus că totuși bancurile sunt bancuri, pentru dânsul eu mai spun un banc. Că mie bancurile în general îmi plac și când am auzit de toată zarva asta în spațiu mediatic, mi-am mai amintit de un banc pe care l-a spus chiar Putin și eu am să-l spun în limba rusă ca să înțeleagă ei, ca să înțeleagă toți cei la care îi se adresează. Nu țin minte în ce context el l-a povestit, dar anecdot zvucit primernă atac. Приходит иностранный шпион на Лубянку сдаваться в ФСБ. Здравствуйте, я иностранный шпион, хочу сдаться. У вас какое гражданство? Американское. Ну, если вы американец, то вам в 20-й кабинет. Идущий в 20-й кабинет. Я американский шпион, хочу сдаться. У вас оружие есть? Оружие есть. Тогда вам в 12-й кабинет. Где 12-й кабинет? Я американский шпион, у меня есть оружие, хочу сдаться. У вас средства связи есть, защищенные, специальные? Да, есть. Тогда вам 18-й кабинет. Где 18-й кабинет? У вас что даже? У вас вершитые внутрябы. Слушайте, я вот американский шпион, у меня есть оружие, у меня есть спецсвязь, я хочу сдаться. У вас задание есть? Ну, есть. Идите и выполняйте, не мешайте работать. Вот в этом анекдоте прекрасно все. И Россия, и шпионы, и задание, и... Слушайте, господа, у вас задание есть? Идите, выполняйте задание, не мешайте работать. Mulțumesc la toată lumea. Și dacă sunt întrebări, cu mare drag o să răspund la ele. La microfon. La conferința de presă de vineri, ei au spus așa, că aceste două companii,
cea din Germania și din Turcia, cât se poate de reale. Au cumpărat, deci de la această, compania de Turcia a cumpărat de la compania din Germania, gazul acesta se stochează în Ucraina, în depozitele subterane. Până la urmă, gazul ăsta este rusesc, să înțelegem? Da, este gaz. Da, gaz este. Adică eu, iarăși, dacă Putin s-o înțelesc ușor, că vreți să le vreți gaz, eu nu înțeleg pentru ce lui atâtea complicații. Pentru ce lui Putin atâtea complicații? Pentru ce lui companie turcească, pentru ce lui companie germană și poate să le vreze direct? Ușor? Nu știu unde, în Turcia, undeva. Deci, repet, toată vânzoleala asta și repet, ba gazul e rusesc, ba nu rusesc. Deci, ei singuri mai întâi trebuie să determine și fac ei acolo și se ocupă. Da, este posibil că acest gaz să fie cumpărat, într-adevăr să fi fost cumpărat la un preț de piață real și să declare un preț mai mic. Și ca șef de o companie turcească, care a cumpărat gaz ieftin, de prin luna, cât acolo, iunie. Așa, a cumpărat gaz ieftin și a șezut și l-a ținut până amu prețurile au crescut și ei nu vor să-l vândă scump pe piața internațională, dar șed și așteaptă să-l vândă ieftin în taraclie. Deci voi vă închipuiți, da, și companii și așa business turcesc. Haideți să fim serioși. Domnul Parlicov, ați spus că procedura pentru livrarea gazului către instituțiilor publice este și mai dificil decât pentru consumatorii casnici, dar acel furnizor a încheiat contractele cu distribuitorii pentru că era un termen de 7 zile pentru verificare tehnică. Au făcut măcar acest pas sau stau pe loc tot? Eu, unicul lucru și mă bucur în toată povestea asta, că ei au declarat că ei o să fac public fiecare săptămână, o să declare și ce au mai făcut ei și care sunt pașii în următorii întreprinși. Pe că eu mă aștept, că săptămâna viitoare, săptămâna asta, de-am trebuit să declare, au făcut reparații la oficiu, nu au făcut, care plită acolo de culoare. Pe asta poate să declare și cu cine au făcut contracte, dacă contractele astea, spunem, pot fi... apropo, eu spus că o să publici contractele. Eu aștept când se întrebați când o să publici contractele. Hai să vedem. Deci, repet, ce să discutăm? Ați precizat că ar trebui să fie o regulă pe piața liberă, să fie egal nu pentru toți consumatorii. Este, și o să da, fie. Da, și săptămâna trecută spuneați că nu veți permite ca gazul să fie folosit drept bilet politic. Urmează să întreprindeți careva măsuri despre ce ar fi vorba. Noi urmează să vedem condițiile de licențiere și urmează să vedem deci respectarea condițiilor de licențiere. În mod normal, o licență nu ar trebui să fie un fel de patentă pentru generare de știri false. Respectiv, haideți să vedem. Deocamdată nu am o formulare exactă unde o să intervenim, la lege sau unde, dar în mod normal trebuie cumva lucrurile este ordonate. Pentru că, repet, companiile care au livrat gaze, ele știu ce să fac. Și ele chiar livrează gaze. Ele nu fac comunicate de presă, nu se obțin atâta. Nu se ocupă de, pur și simplu, mințit consumatorii, pentru că asta e amăgeală. Adică ei promisesă că de la 1 decembrie. Deja de la 1 decembrie e clar că nu. Eu promis că la instituțiile publice. Nici de la 1 ianuarie n-ați și instituțiile publice. Deci asta e clar deja ca bună ziua. Pentru, eu de ce am spus atunci când au pornit toate zarva asta în ajun de alegeri, eu nu știu, eu poate încă nu știu că alegerile au trecut primul tur. Poate la dânși încă nu le-au spus. Că în ajun de alegeri, în ajun de primul tur și de vot, ei au început să facă toată zarva asta. Și eu știind că nu a rămas mult timp, până pe 10 noiembrie este termenul, pe că eu zic, hai să așteptăm 10 noiembrie, hai să nu facem multă zarvă. Și pe 10 noiembrie era tot clar. Pe 10 noiembrie, în loc să vină cu contracte, eu vin cu o nouă conferință de presă. Nu, pe că vinerea să mai vină cu o conferință de presă. Contracte aici nu sunt. Eduard Maciac, Politic Media. Domnul ministru, vreau să vă întreb cum ați văzut dumneavoastră demersul Moldova Gaz către ANRE despre o posibilă manipulare a pieții la gaze naturale în legătură cu acest subiect? Păi asta este unul din elementele despre care discutam. Că sunt anumite reguli de comportament pe piață și ele trebuie respectate. Și din câte înțeleg eu, Moldova Gaz sesizează ANRE în privința unor pretinse încălcări a comportamentului pe piață. Hai să vedem ce a spus și Andreu, dar repet, pentru mine este esențial ca lumea să înțeleagă, pentru că ceea ce
Înțeleg eu că vrea Șor. Șor vrea ca noi să intervenim, să interzicem, să blocăm și el spune că, ia că eu am vrut să livrez cu zeci, dar pe mine guvernul ăsta antipopular m-a oprit. Poftim, omule, poftim, livrează. E că să te văd. Unde ai să livrezi tu? Și eu asta vreau, ca toată lumea să vadă mai întâi incapacitatea lor de a livra și după asta noi o să facem ordine și pe condițiile de licență și pe comportamentul actorilor pe piață. Câte companii au fost înregistrate în Republica Moldova care pot livra gaze? Peste vreo 20, dacă nu greșesc. Mm-hmm. Și dacă Moldova Gaz a înregistrat contracte din partea cetățenilor, realizierea contractelor cu această companie? Stop, cu care aceasta? Cu Moldova Gaz. Nu, au fost. Deci, repet, dacă țineți minte și atunci când am intervenit și prin CSE cu corecția de echitate, deci a fost un val întreg de consumatori care au plecat de la companiile de la Moldova Gaz și au schimbat furnizorul. Repet, voi știți cine livrează la consumatorii ăștia care au plecat de la Moldova Gaz? Voi măcar de o companie despre cei care pe bune livrează gaz. Ați auzit? Ultimul lucru, eu repet asta, ultimul lucru pe care o companie care real se ocupă de livrarea gazelor și îl dorește, asta, toți concurenții de pe piață știe de unde el e gaz, cu și preț, și cui are de gând să livreze și cu și preț. Deci condițiile astea comerciale, de obicei, în general, sunt secret comercial. Și când apare o companie care din asta face show în loc de livrare de gaz, pentru mine e clar că asta e show. Aici o companie sănătoasă, că eu a declarat că au semnat deja 3 contracte, nu știu de care, pe prealabile cu traderi internaționali. Eu vreau să văd un trader internațional care să dă acordul, contractul lui și publicat. Eu a declarat că să publici contractele. Hai să-i văd cum public. Și eu am să văd cum traderii ăștia să permită ca contractele lor să fie publicate. Deci, repet, astea sunt promisiuni care din start, cei care cunosc piața și cei care funcționează, care lucrează pe piață cu adevărat, ei din start înțeleg că astea sunt promisiuni false. Din start e clar că asta nu va putea fi realizat. Ei au declarat că această companie din Germania a furnizat anterior gaz Republicii Moldova. Doamne ajută! Dar pentru și lor nord gazul, dacă compania germană poate livra gaz în Republica Moldova, pentru și Nordgaz. Deci, pe piață nu-i tot așa de simplu. Dacă cineva are gaz ieftin, el nu caută cum să-l vândă și mai ieftin cuiva în Taraclia sau în Găgăuze. Asta de-a mâi altă activitate, de-a mâi activitate de furnizare de gaz. Asta deja e activitate mai cu tentă politică. Și care au gaz ieftin, caută unul să-l vândă mai scump, să fac profit. Părerea dumneavoastră, deci în general aici nu-i vorba despre gaz sau altceva, este doar... Nu, eu cred că ei vroiau să bulverseze societatea înainte de alegeri, ei vroiau să iei un scor electoral cât mai mare și ei vroiau să provoace autoritățile să le interzică, să-i blocheze, să le, nu știu ce acolo, să-i obstrucționeze, ca ei neputând să livreze gaz, în loc să livreze gaz, să spun că ia ca guvernul pe noi ne-a blocat, noi avem să dăm la oameni, cu 10 lei avem să le dăm. E, dar dacă ne-a blocat guvernul ăsta rău, că să-i văd la instituții publice. Hai. Apropo, mulțumesc. Pentru instituții publice din bugetul de stat, vor să economisească bani la bugetul de stat, noi suntem numai pentru. Mulțumesc frumos. Hai să-i văd. Domnul ministru, încă o întrebare. Am avut recent o solicitare din partea Vest Mol Transgaz către regulator și s-a acceptat o ușoară majorare a serviciilor pentru transportul gazului. Vreau să vă întreb dacă, într-o perspectivă mai îndepărtată, asta va influența cumva sau nu asupra tarifelor. Păi da, desigur că componenta de transport va avea, spunem, se ia în calcul atunci când stabilesc tarifele de furnizare și componenta de distribuție la fel. Asta a fost unul din motivii de ce acum, chiar dacă ne-am fi dorit să reducem tarifele la gaze, nu putem merge pe această cale. Este unul din factori, dar, repet, la moment, ceea ce noi putem promite la consumatori, și asta, de fapt, a făcut guvernul toată vara, spre deosebire de ăștia care făceau comunicate de presă, noi chiar am cumpărat gaz. Noi chiar am făcut stocuri.
Noi avem prețuri fixe. Noi avem, indiferent ce se va întâmpla pe piața internațională, indiferent de care vor fi salturile de cotații în iarnă, noi avem și putem promite consumatorilor un preț fix. Eu sper foarte mult să găsim posibilitatea să îl reducem din contul procurării volumilor adiționale la prețuri și mai bune. Dacă vom reuși, foarte bine. Dar nu promit ceea ce nu pot livra, de asta, spre deosebire de alții, de asta cât pot livra, atâta promit. La moment, noi suntem siguri că prețurile nu vor crește. Deja cu reducerea, hai să vedem. Parlăcov, există premize pentru ieftinirea agentului termic? Am văzut, de exemplu, o solicitare din partea celt nordului de majorare. Să înțelegem și termoelectric ar putea depune o asemenea cerere? Sau... Deci, uitați-vă, în general, tarifele... Eu nu vreau să intru prea mult în detalii pe această dimensiune, pentru că deși cunosc, pentru că, mă rog, am fost și eu la Andrei și cunosc detaliile, dar ar fi bine să pronunță Andrei. Ceea ce eu consider este că nu are rost de făcut salturi tarifare pe perioade scurte. Adică, din contul devierilor tarifare, acum ori să reducem tarifele, ca de la 1 ianuarie să le majorăm, ori acum să le creștem, ca de la 1 ianuarie să le micșorăm, aceste salturi tarifare nu sunt binevenite. Și dacă pentru a interveni și pentru a avea o reglementare mai lină, niște prețuri mai stabile, pe perioade mai lungi, este nevoie să intervină Andrei la nivel de metodologie, lasă intervină la nivel de metodologie. Dar ceea ce înțeleg acum este în mare parte jocul cu devierile și aceste devieri ba creează salturi în sus, ba creează salturi în jos pe final de an, care după asta vor trebui compensate și nivelate începând cu anul viitor. Eu cred că lucrurile astea trebuie cumva aplatizate, să Andrei să găsească soluții cum pot fi aplatizate, ca să nu avem, cel puțin în perioada unei perioade reci, asemenea salturi fără vreun sens. Cât de aprovizionați suntem pentru sezonul rece a ceturilor? Dacă să mai continui timp tot așa, mare și nu rămâne cu gaz până în aprilie. Nu vom apela la păcura care... Nu, păcura s-a terminat, gata. Păcura nu-i. Lucrăm pe gaz, doar gaz. Și nu are rost economic acum să lucrezi pe păcura. Dacă asta e tot, atunci eu vă mulțumesc și vă urez o săptămână plină de emoții pozitive. La revedere!